La bună revedere, prieteni, la întâlnirea noastră sub genericul Momentul de Poezie, în care, așa cum știți, eu, Armanda Filipine, vă prezint creațiile a trei autori, poezie evident, pe mine m-am tot prezentat la început de mult. Astăzi suntem la întâlnirea cu numărul 642, deci voi prezenta alți autori și tot ca de fiecare dată, în fundal avem o culoană sonoră, de obicei clasică, și chiar clasică, Luigi Boccherini, îmi place tare mult de el, dar în ultima vreme l-am cam uitat, am tot uh, uh, frecventat uh, zona muzicală baroc, de această dată este uh, perioada muzicală numită chiar așa clasică, deci Luigi Boccherini și o sinfonie extraordinar de îndrăgită și cunoscută, nu vă mai zic iubitorii muzicii o știu, că pe noi de fapt ne interesează poezia. Și cum spuneam, trei autori și creațiile lor. Prima autoare este o doamnă din minunăția aceasta de antologie, Stay While, unde sunt și eu. Sunt 54 de scritori din Australia și din România, editoarele australience, de fapt Mihaela Cristescu este născută în România, dar acum trăiește în Australia, s-a ocupat împreună cu Su Crawford de această, repet, minunăție de antologie, este cea cu numărul șase, deci șase antologii, dragii mei, români australiene sau australiano-române, cum vă place, și sunt aici autori pe care deja i-am prezentat, dar sunt și Autori, Cum este cazul Anișoarei Laura Mustețiu, care nu a fost prezentată la momentul de poezie și care este aici în antologie cu două poeme. Unul dintre ele am să-l prezint imediat. Să vă spun că autoarea noastră, Anișoara Laura Mustețiu, a studiat litere în Germania, comunicare, scriere creativă și comunicare în afaceri în Australia și este o poetă care am văzut că are și volume, dar eu n-am volume, am în schimb antologia. V-am zis, sunt și eu aici, dar nu asta contează, ci contează Anișoara Laura Mustețiu și am să vă prezint poemul Tangoul inimilor. E un pic cam târziu, dar merge tangoul, mai ales că e vorba despre inim, la orice oră. Prin vântul ce atingea cu buzele învolburate frunzele copacilor, purtând amintiri nepătate, pe o rază de lumină vie, eruptă din soare, două inimi dansau un tangou în candoare. Azurul cerului se prelângea pe trupul lor, le răscolea durerea unui destin tulburător și uitând pentru o clipă de soarta înșelătoare, inimile se roteau în dansul vieții amăgitoare. Trecând prin valuri fulminante, fără frică, se scăldau amăgite de o dragoste mirifică. Apoi, poșind pe o potecă mătăsoasă, răpitoare, dansau din nou cu pasiune și splendoare. Doar vântul bântuia prin amintiri plângând, și tainele mocneau neliniștite suspinând. osteale le lumina poteca vieții trecătoare. Și inimile dansau un tangou în candoare. O poezie cu ceva tristețe, dar autoarea reușește să ne păstreze în acest regim de candoare și de tangou și de dragoste. Așa că trecem peste durere, peste spaime, peste... Um, peste destinul burător, peste frică și rămânem, repet, cu această candoare și reținem autoarea Anișoara Laura Mustețiu, care acum trăiește în Australia și v-am zis are volume, le putem căuta și să le avem în biblioteca noastră. Și repet, Antologia Steauaile România Australia Australia România la Cristescu su Crawford Editoare. Cum spuneam, triadă și tot autoare Alina Mazilu, cum v-am zis, răsfoiesc reviste și am găsit în viața românească un număr din 2009, numărul 12 această autoare, Timișoreancă, profesoară universitar și, de fapt, pe noi ne interesează: e poetă, am văzut în CV-ul său că a lucrat și în teatre, a fost și jurnalist cultural, bănuiesc că este în continuare, a făcut și critică de teatru. Dar, repet, pe noi ne interesează poezia. Așa că Alina Mazilu, o timișoreancă, născută în ianuarie 1981, repet, predă la universitate și scrie poezii și bine face. Un fragment din, acest, din această revistă, Viața Românească. Poemul se intitulează De la pământ la lună, o haltă. Și vă rog să fiți atenți pentru că o să vedeți că, fără să vă poemele au legătură. Cumva, cumva, ideea din acest poem se regăsește într-alt fel cu poemul unui alt autor și care nu este nici român, dar fine. să nu anticipăm. Deci, Alina Mazilu și un fragment din poemul De la pământ la lună o haltă. La groapa mea să vii singur, proaspăt ras, aranjat, cu haina cea bună să vii, și cu pantofii cei noi, care scârțâie. Să vii singur, fără amante, fără cal, fără nevastă, singur să vii la groapă, de ziua mea, cu pas abraș să-mi aduci fursecuri și lilieci. Tu știi doar ce moartă sunt după vrăjitorile astea mici. Fără amante, fără cal, fără nevastă să vii la groapa mea. Așa zic, cu pantofii tăi țipători. Și mă opresc aici pentru că e destul de clară ideea. Evident că este o persiflare aici și uh, sunt o mulțime de trimiteri uh, la tot felul de zone literare și chiar teatrale. Și nu uităm că în CV-ul poetei noastre, Alina Mazilu, există și teatrul, așa că avem aici de toate. Și foarte interesant uh, acest dialog. Uh, nu al cuiva care presupunem că e pe altă lume, da? Deci e un fel de un fel de Hamlet văzut din alt unghi al al poveștii, să spunem așa, oricum foarte interesant, inclusiv acest vers care se repetă: fără amante, fără cal, fără nevastă iarăși foarte, foarte interesant și ne duce cu gândul la o mulțime de chestii. În fine, ideea este că, iată, încă un poet foarte interesant, Alina Mazilu, de căutat, de citit și de ce nu, de păstrat acasă, nu de alta, dar asemenea chestii interesante chiar trebuie recitite. Dar să vedeți ce de citit este cel de-al treilea autor. Evident că Va fi mai greu uh, pentru că e albanez. Visar Ziti, pe care l-am uh, regăsit în uh, revista de la München, Alternanțe, uh, cel mai recent număr care se cheamă numărul 1 pe 2022. Deci, deja cu această revistă am intrat în anul care încă n-a venit. În fine, deci. Uh, uh, Autorul, v-am zis, este din Albania, este născut în 1952, Visar Ziti, și este prezentat de Liviu Antonesei în revista Alternanțe uh, și uh, uh, are un profil uh, biografic extraordinar de interesant, Um, e un autor prolific, care peste 30 de volume publicate, dar a avut, repet, o viață zbuciumată. La volumul de debut, comuniștii pe atunci la putere în Albania l-au considerat un dușman, așa cum au pățit-o și câțiva români, și l-au condamnat la închisoare, fiți atenți, pentru o carte, pentru 10 ani. În fine, după aceea așa a revenit omul și a fost parlamentar, ministru al culturii, ambasador în țări importante, în Italia, la Vatican, în Statele Unite. Ideea este că în revista Alternanțe, v-am zis cel mai recent număr al revistei de la München, este și un poem scris în închisoare de albanezul Visar Ziti, și exact pe acest poem vreau să vi-l citesc. Este scris, în, sau, în fine, o fi, o fi fost doar gândit și transcris după aceea, nu am aceste detalii. Din 1981 datează poemul și este extraordinar de interesant. Spune așa: Voi veni! Voi veni cu un craniu de groază în mâini să nu vă speriați, îl voi lăsa la picioarele voastre. Doar atât? Dar craniile sunt gropile în care au murit bătăliile. Am să vă spun. Înăuntru, în craniu este un timp, o genune neagră. Iar am să vă spun. Călcați-l în picioare, zdrobiți-l, părăsiți-l apoi, este un craniu care n-a fost niciodată al omului. Nu țipa, ah, câte țipete au fost înăbușite în mine, ca niște trăsnete într-o fântână. Iată, din acest craniu. Și acest final de poem răstoarnă. Toată toată pledoaria de la început și nici nu mai știa cu ecranul și cine vorbește în poezie, dar repet, poemul e scris în închisoare sau gândit în închisoare, da? Repet autorul, albanezul Visar Ziti și Spune aici autorul, nu țipa, ah, câte țipete au fost înăbușite în mine ca niște trăsnete într-o fântână. Poem adevărat, scris într-un moment tulburător de viață, dramatic, extraordinar de dureros, am vrea să nu se întâmple, dar știți că... Se întâmplă și în continuare sunt regimuri politice care nu suportă autorii, jurnaliștii, în fine, detractorii și îi bagă la închisoare. Iată, că literatura își spune durerea, iată, și peste timp, și e bine să cunoaștem aceste drame, inclusiv prin intermediul literaturii, pentru că deja durerea s-a mai domolit și avem doar de tras învățăminte și de niște lacrimi dacă ne gândim la suferința celui care a scris asemenea poeme acesta a fost momentul de poezie. Sper că nu v-am întristat foarte tare și dacă s-a întâmplat asta, e. Viața nu este numai lapte și miere, de altfel, suntem acum într-un moment de pandemie în care, în continuare, oamenii se îmbolnăvesc și suferă, unii încă mai mor și trebuie să ne gândim la cei care trebuie protejați și atunci, haideți să ținem mai aproape de literatură și să stăm mai degrabă cu o carte în mâini, da? Inclusiv cu... Că am pus-o invers, inclusiv cu, cu așa antologii frumoase. Salut! Salut echipa de la Australia! Vă îmbrățișez cu toată dragostea! Îi salut și pe ceilalți care ne privesc, care citesc poezie, care, în fine, poate nu au antologia română-australiană acasă, dar ne ascultă și ne urmăresc și cu siguranță urmăresc și pagina Mihaele Cristescu pe Facebook și poate ne vom întâlni și bineînțeles că deschideți și reviste, iată, alternanțe are site, Viața Românească are site, o mulțime de reviste pe care vi le prezint au site și arhivă și așa că mai intrați și citiți și singuri câte o poezie, ca bucurie, ca medicament și ca modalitate de a fi împreună în această pandemie și chiar dacă n-ar fi pandemie, tot e o modalitate de a fi împreună cu poezia și cu, iată, biografii extraordinar de tulburătoare ale unor oameni care, în fine, n-au trăit degeaba, nu trăiesc degeaba și cam acestea Vă spun mereu și vă îmbrățișez încă o dată, noapte liniștită și ne revedem la următorul moment, toate bune!